Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești, au pus în executare în această dimineață 6 mandate de percheziție domiciliară în comuna Sângeru, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, amenințare, violare de domiciliu, distrugere, lovire sau alte violențe. Din cercetări are ieșit faptul că la data de 23 septembrie anul curent, între mai multe persoane, în urma unui combinat de discuții în contradictoriu, ar fi izbucnit un conflict spontan. Ulterior, conflictul ar fi escalat, 3 dintre bărbați ar fi pătruns în curtea unui imobil fără consimțământul proprietarului, un bărbat de 38 de ani pe care l-ar fi agresat fizic. De asemenea, persoanele în cauză ar fi provocat avarierea a 3 autovehicule. Activitatea beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, al jandarmilor din cadrul grupării mobile de jandarmi Matei Bazara Ploiești și celor din cadrul Inspectoratului Județean de 6 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție în vederea audierii.